Astăzi, în cadrul unei ceremonii pline de emoție și bucurie, Școala Generală din Neșelnița a sărbătorit încheierea anului școlar și a premiat elevii cu rezultate deosebite. Evenimentul a avut loc în prezența unor invitați de seamă, primarul comunei Marius Vâșcă, prefectul județului Mehedinți Alin Isuf, dar și inspectorul școlar general Alin Tomoescu, care s-au alăturat cadrelor didactice și directorului școlii pentru a celebra realizările elevilor, dar și pentru a recunoaște munca depusă de aceștia pe parcursul anului. Astăzi, la Școala Generală din Comuna Eșelnița a avut loc festivitatea de încheiere a anului școlar și premierea elevilor. La eveniment au participat personalități locale importante, inclusiv primarul orașului Marius Vâșcă, prefectul județului Alin Isuf și inspectorul școlar general Alin Tomoescu, alături de cadrele didactice și directorul școlii. Ceremonia a fost deschisă de către primarul Comunei Eșelnița, Marius Vâșcă, care a adresat un mesaj de felicitare tuturor elevilor pentru eforturi și performanțele obținute pe parcursul anului școlar. Acesta a evidențiat importanța educației și a muncii constante pentru viitorul fiecărui elev. Ca în fiecare an, Eșelnița premiază excelența. La fel ca anul trecut, în urma unui proiect de hotărâre aprobat de Consiliul Local, un grup de elevi beneficiază de premii în bani și diplome în comuna noastră. Avem un număr de 17 elevi care se pliază pe aceste criterii, 6 cadre didactice și, nu în ultimul rând, doamna director Cocoană Rosemarie Delea. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a vorbit despre rolul esențial al educației în formarea tinerelor generații și a încurajat elevii să-și urmeze visurile cu perseverență. Am venit cu drag la această festivitate de premiere, organizată de Primăria Comunei Eșelnița, împreună cu școala generală din localitate. Mă bucur că există o apropiere și o implicare a primarului Marius Vâșcă și a reprezentanților primăriei în procesul instructiv educativ, în sensul de a sprijini, de a fi mereu alături, pentru că, într-adevăr, sunt rezultate foarte bune, iar atât cadre didactice, cât mai ales copiii meritoși, trebuie să primească anumite distincții. Și în acest sens vreau să amintesc și de distinția importantă obținută de directorul școlii, ales ca și director al anului de o prestigioasă asociație. Așadar, la Eșelnița putem spune că lucrurile se mișcă într-o direcție foarte bună, pe mai multe planuri, și mă bucur că se acordă o atenție deosebită educației. Totodată, inspectorul școlar general Alin Tomoescu a adăugat că rezultatele obținute de elevi reflectă munca asiduă a întregului colectiv școlar și sprijinul constant al părinților. O școală deosebită, o școală foarte bună, cu rezultate foarte bune, atât ale elevilor cât și ale cadrelor didactice. Nu numai școala, ci și primăria, domnul primar, autoritățile locale se implică foarte mult în sprijinirea școlii. Dacă ați văzut, oferă premii copiilor, premii consistente. Și pentru asta îi felicit. Directorul Școlii Generale din Eșelnița, Rosemarie Delia Cocoană, a subliniat sprijinul continuu al administrației locale pentru dezvoltarea învățământului. De asemenea, a felicitat elevii pentru realizările lor și a mulțumit cadrelor didactice pentru devotamentul și profesionalismul de care au dat dovadă. Elevii din Eșelnița sunt foarte activi, participă la foarte multe concursuri și olimpiade școlare pentru că sunt coordonați de un colectiv de cadre didactice care la rândul lor participă în foarte multe activități. Educația pentru comunitatea Eșelnița este pe primul loc, iar școala Eșelnița este aproape de elevi, de părinți și de întreaga comunitate. Ce le transmiteți elevilor? Bineînțeles că le transmit ca la anul viitor să fie cât mai mulți pe scenă, pentru că în fiecare an numărul elevilor care câștigă premii crește și ne dorim foarte mult să avem poate jumătate sau chiar mai mult din elevii școlii cu astfel de premii la concursuri județene și naționale. Mă simt extraordinar de bine pentru că atunci când vezi că munca ta creează alte rezultate pentru cei din jurul tău, te simți extraordinar. Sunt un mentor pentru copii, pentru părinți, pentru colegii mei, pentru alți profesori din județul Mehedinți și acest lucru nu poate decât să-mi creeze foarte multă bucurie. În cadrul festivității au fost acordate diplome și premii celor mai meritoși elevi, recunoscându-se astfel eforturile și excelența academică. Am luat premiul 3 la Olimpiada de Română și mențiune la Olimpiada de Engleză.
Vreau să le mulțumesc profesoarelor mele care m-au îndrumat și m-au ajutat cu orice întrebare pe care am avut-o și colegilor care mi-au fost alături. Mă simt foarte bine că am fost premiat și apreciez foarte mult sprijinul autorităților locale și sper ca și la anul viitorii elevi să aibă rezultate cât mai bune. Evenimentul s-a încheiat cu aplauze și urări de succes pentru viitor, atât pentru elevii premiați, cât și pentru toți ceilalți elevi care au fost prezenți la festivitate.